Cu imaginea clădirii degradate a cazinoului din Constanța, însă dezastrul în care este lăsat simbolul istoric este comentat până și în Australia. Bucăți întregi de tencuiale și de ornamente, chiar din corpul ornamentului, sunt în pericol de a cădea și este păcat să fie așa, pentru că literalmente este un monument de grupa A. Cazinoul din Constanța moare bucată cu bucată. Soarta emblematicii clădirii pare umbrită de un blestem fără sfârșit. Schimbăm unghiul de filmare pentru că vrem să vă arătăm ceva ce nu vedeți de obicei la televizor și vrem să vă prezentăm dimensiunea reală a dezastrului. Spre exemplu, acest foișor riscă să se desprindă de monument și să ajungă cu totul în mare. Și detaliile Art Nouveau se degradează lăsând în urmă doar un schelet. Atât mai rămâne după ce monumentul de la malul mării a fost plasat de-a lungul anilor de la ministere la primăria Constanța și înapoi. Sătulă să aștepte salvarea de la Ministerul Dezvoltării, primăria Constanța apelează la o soluție pe termen scurt, să conserve clădirea. Ar fi o gură de aer dacă vorbele s-ar adeveri. Am hotărât două lucruri. Să ne asumăm conservarea lucrărilor așa cum sunt ele. Exact. Asta înseamnă că vom înlocui toate geamurile sparte, vom pune geamuri acolo unde nu există, că vom repara acoperișul să nu mai fie infiltrații în cazino. 2. Să îl îmbrăcăm, să îl învelim, să îl acoperim cu materiale specifice acestui proces. Cât despre reabilitare, toate licitațiile de până acum au fost contestate, participanții profitând de hățișurile din legislație. Așa s-a pierdut timp prețios. Problema se pune atunci când instanța de judecată sau poate chiar Consiliu de soluționare a contestațiilor stabilește că acea licitație este nulă și practic licitația se rea de la zero. Lucrul acesta sigur că poate să crească perioada de atribuire a contractului poate și la ani de zile. Acest lucru a fost o palmă și pentru autorități care au început să ia măsuri, cel puțin pe hârtie. Pe masa Parlamentului în acest moment este o propunere legislativă care ne va ajuta foarte mult cu scurtarea termenelor de semnare a contractului și disciplinarea, să spunem așa, a contestatorilor. Teoretic, legislația ar putea fi schimbată până la finalul lunii martie, iar contestațiile n-ar mai fi atât de simplu de făcut.